Ah, nu, mă, fraților, și vă găsim la un nou episod din salonul nostru de salon de răzbunt. Am mai avut o tentativă de filmare, dar l-am oprit greșeală la filmare, adică vreau să apăs pe 11 să fac o poză, dar se pare că, na, nu i-am... Adică am oprit filmarea din greșeală și, na, trebuie să filmez din nou, na, deci o problemă. Cum am spus și în episodul trecut care nu o să-l vedeți, dacă ai idee, suntem în conferință cu Gabion, unul dintre cei mai mari postatori după Jade Lefrit, adică unul dintre cei mai mari, nu, e mare domnul, dar face postatele într-una, postări într-una și unele sancționate, unele nu, depinde. Nu știu ce nu prea merge, voi scapă a fădat, dacă ai idee. Auzi ceva, mă? Nu cred că e muzică, va fădat, cu aia. Dacă e de așa, trebuie să dau 50 de milioane lui Ștefan, o să-i dau acum, să strâmbăți cu microfonul. Alo, Gabi. Alo, domne. Ce faci? Postanturile. Le spun la lume că ești cel mai mare postantor după Jade. Da, deci în primul rând vreau să spun youtube.com și Gabion. De acum să fac poza, adevărat. Așa. Subscribe la Mendez. Acum, cred... Mamă, ce nic. Acum cred că am filmat. Trebuie să dau nici 50 de milioane pentru că m-a ajutat foarte mult. Adică mi-a făcut un raport, două raporturi de înmășel pe 200 de ani. Mendez o forță. Domnule procuror! Mamă, dar m-a țipat, că te dau pe mult, prostule. Ok, deci vreau să vă spun și în acest videoclip, eu... nu, în acest videoclip vreau să te întreb de ce faci posturi. Deci, să începem cu începutul. Eram în... era vara anului 2016. Eu fiind pe Orange Buggy, mă înțelegeți, eram în Las Venturas Police Department și eu eram în Las Venturas Police Department la rank 1, nici 3 zile nu aveam și m-a chemat un domn frumușel pe Skype să zicea că se lasă și că să mă și că se grăbește că trebuie să plece la gagică, să mă înțelegi? S-o fută, nu știu ce vrea să facă, dar nu este treaba mea, mă înțelegi? Și zicea că avea peste 12 Infernus VIP și mi-a arătat așa și mi-a zis să mă plimb cu el. Alea aveau nos pe ele și eu era regula aia de căcat pe cel mai de căcat server numit Bughead. Și eu am fost acționat pentru chestia aia, continuă. Și a zis că s-o dau talpă, mă înțelegi? Și eu am dat talpă acolo și piu, m-am dus, deci știi cum am dat nos. Mă amintesc că eram în conferință cu tine atunci. Da, știu. Era jumătate de server în spatele meu să-mi spună să mă dau jos, de-aia nu-i ascultam, credea că l-am vrea să-mi dea infernusul lui VIP. Și am dat nos, după aceea mi-a zis că e post hunter, că nu știu ce și că m-am... Eu, ala, am făcut poză, fix când m-am dat jos, dar agenția vedea că eram eu în mașină. Și... mi-a făcut post, am luat FV, bineînțeles, și mi-a cerut bani prostul pulii mele. Și eu i-am zis, bă, fraiere, nu mă deranjează pe mine în FV. Dar mă deranja, că n-am luat FV, am dat că-i grup. Și după aceea m-am apucat și eu de posturi cu domnul Mendez, de pe Black Baguette. Dar... și tot așa, cu nos, cu bam, 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 cu cicrim, bam, bam, și tot așa a dat unul cu grup. Dar acestea sunt amănunte, nu vreau să intru în amănuntele domnului Mendez, având în vedere că a luat helper și nu vreau să-l piardă. Și cu leader, nu știu dacă mai are cu leader, dar chiar nu mă interesează ce mai are el pe serverul ăla fantomă de 12 player. Așa, așa, și am continuat cu posturile până pe Ruby. Pe Ruby m-am lăsat de posturi. Jucam în paralel cu Orange Baguette sau Black Baguette, nu mai știu, așa. Și făcea și pe acolo posturi, pe și pe acolo și mama și papapam, kirim, barabum. Și după aceea s-a deschis Jadeu. La deschiderea Jadeului eu nu am fost mare post hunter. Am făcut așa două posturi, după aceea am văzut că mă simt foarte șmecher că fac posturi. Și m-am apucat de post hunting, domnilor. În prezent am peste 20 de pagini de posturi, când dau la My Complaints. Și vreau să vă mai zic și faptul că Gabion recent mai cere și bani. De aceea Gabion pe Jade Nefrit are un Infernus VIP unde n-a dat nici măcar un dolar pe el. Și bineînțeles mai are și o avere de un KKK. Jură-te. Fraților, deci aceasta este povestea mea de post hunter. Adevărat. Și vreau să vă mai spun și faptul că recent m-am apucat și eu de CSGO și crackez cheat-uri luate de pe YouTube și le postez la mine pe canal.
Canalul meu este youtube.com/gabion, îl aveți și în descrierea acestui videoclip, în caz că Mendez uită sau nu este un fraier și nu vrea să mi-l pună, atunci scrieți voi acolo sus, ieșiți de pe videoclipul lui după ce i-ați dat dislike și scrieți acolo youtube.com/gabion. Așa e, domn. Eu sunt cel mai mare conținător de CSGO. Așa. Acum, deja mi-ajunge un KKK și infernusul meu VIP pe care am făcut, dar mai doresc acum și bani real, domnilor, să-mi iau și un comp premium, să-mi iau și eu pe acolo așa. Și da, deci recent mai cer și 25 pe safe card, dar așa când se nimenește, dacă știu că, adică cer la ăștia când văd că au VIP, când văd că sunt proști, când văd că... Dar deocamdată nu am primit nimic, deoarece, nu, deoarece m-am apucat destul de recent de a cere și bani real. Auzi, mă, să dai o poză cu tine, gen, nu cu tine. Cu de aia care e făcut de abonații tăi sau ce ai văzut, haterii tăi. De-aia cu Gabion, știi? Aha, deci chiar vi le dau pe toate pe general aici. Am peste 14, le-am salvat aici. Și vrei să mai filmăm un episod de CSGO? Să faceți doi episod pe canalul meu? Da. Vedem. Băi, ai niște moduri de alea la PC? Frumoase? Nu. Tu faci mă spam pe Discord? Da. Am dat efectiv toate pozele mele de pus la întâmplare. Deci nu mai ai nimic să zici? Nu. A, da, dacă este un lider pe Jadeco Leader, acceptați-mă și pe mine în rasa voastră, că sunt civil de când m-a scos ăla. A, da, haideți să vă spun, deci, eu eram în Rusia, în Mafia, am făcut și noi tot orașul Las Venturas și m-a scos pe cerere de demisie, când eu nici măcar nu mi-am dat demisia. A, i-am făcut post, a luat Leader One, bineînțeles, dar... Și am rămas fără facțiune. Acum de cam o lună și aplic în continuu la orice facțiune, mă respinge pijama și ungurele lor. Înțelegeți? Și na. Ah, da, și când era Orange Baguette, era un admin Benedict, pijama și ungura lui de Benedict, mă înțelegi? Nu știi pe Benedict, îl știi pe Benedict Mendez. Mendez am eu. Stai puțin. Menduză. Da, alo. Îl știi pe Benedict? Da, da, să nu știu. Deci acel fraier, deci eu am un cont pe Black Baguette. Am 150 pe PPL, deoarece am făcut abuz în Los Santos Police Department. Și Mendez mi-a dat pe mine la Leader, că m-a stat el la test, că dă-ți-a dă-i de zi-ți-le, bă, iaaa. Mai știi? Mă rog, eu ieșeam pe reporting complet și mi-era lene să fac raportul. Și, domnilor, nu știu dacă vă vine să credeți, dar Gabion a făcut abuz la rank 1, a confiscat tot cazinoul de permise și nebun, și tot taximetriști, și tot, mă rog, după aceea am făcut reclamă pe Slash 2, am dat Slash Q și am luat bani avea de seară, când eu am făcut asta dimineața, deci să vă dați seama ce ești staff activ. E ce trebuie, domnul. Și rămâne eu pe canalul meu postez în fiecare sâmbătă, ok? Inactiv. Mai inactiv ca mine, domnilor.
postez